Cu ce vă ocupați un Damasc în Siria? În contabilitate. Contabilitate. Lucrați la o firmă? La o firmă. Ok, și în România acum ce ocupați aveți? Cum vă câștigați traiul? Eu sunt profesor aici. Într-o școală. Mai concret, de ce ați plecat? Da. De ce m-am plecat? Da. Sunt obligat ca să fac servici de militari, dar n-am vrut. Ce v-a șocat acolo? Aveți vreo amintire șocantă cu adevărat, nu? Nu. Nu era nimic în Damasc. Cum vă simțiți în raport cu acest val de xenofobie care s-a născut în țara noastră odată cu nașterea acestei crize a imigranților? Eu zic, până acum au zis, e foarte, România e foarte prietenos, că nu pot să zic altceva. Până acum n-au zis nimic cineva că ești arab sau că nu vreau să vorbesc cu tine, nu. Sau nu să mă ajute pe mine, nu. Nu era așa. Bun, și credeți că dacă ați merge într-o altă țară europeană, spre exemplu Germania, lucrul ăsta ar sta diferit? Ați fi tratat diferit față de cum se tratat în România? N-am fost, nu pot să zic că n-am încercat. Vă simțiți mai în siguranță în România? Vă simțiți mai bine în România pentru că aveți o persoană de contact aici? Da, sigur că da. Bun, deci acesta ar fi motivul. Motivul, da. Că am stat și am încercat ca să vorbesc și limba română. Dacă mă duc la Germania, trebuie să stau cel puțin 2 ani, încă 2 ani, ca să învăț și limba germană. Cum ați reușit să învățați limba română? Vorbiți limba română destul de bine, din punctul meu de vedere. De la stradă vorbesc, am întâlnit cu băieții vorba numai, hai, o cuvint, vreau. O scriu pe un caiet și încerc pe internet că ce înseamnă vreau. Ce autoritățile v-au oferit un fel de suport? V-au spus că dacă vreți puteți să mergeți la un curs de limba română, ceva de genul acesta? Autoritățile statului român. Am înțeles, nu. Dar organizațiile neguvernamentale? Da. Ați primit suport din partea acestora? au zis de la GRS. N-am avut bani, vreau să fac ceva să fiu activ în comunitate. În România, la un moment dat, s-a vorbit despre construirea unei moschei. Da. La momentul respectiv, se vedea că va fi cea mai mare moschee din Europa. Așa. Iar fostul președinte, Traian Băsescu, fostul președinte al României, a intervenit și a spus că este totul în regulă, însă la un moment dat s-ar putea ca un sirian va veni și va detona o bombă. A făcut dacă vreți, o trimitere la ISIS, la terorism și așa mai departe. V-a simțit ofensat, v-a simțit jignit cumva de aceste afirmații ale fostului președinte? Minciune asta. Cum e? Cine s-a zis că dacă musulmanul să facă o bombă și să duce la moschei? De ce e moschei? Cred că fostul președinte se referă la faptul că odată cu construirea acestei moschei va fi un punct de atracție, vor veni mai mulți musulmani și printre acești musulmani se vor infiltra și astfel de personaje care sunt responsabile pentru diverse atacuri teroriste. Asta era ceea ce voia el să spună. Trebuie să zice, trebuie o durează să gândim un pic. Gândim că au vrut ca să facă un moschei mai mare, ok, și dacă avem două, trei, nu trebuie. Pentru ce? Ok, să discutăm așa. Atât. Deci considerați că nu ar mai fi necesară o altă moschee? Dacă au nevoie, ok. Dacă nu au, nu. Oricum, eu nu mă duc la moschee.